Cuvântare și har vă doresc în această ocazie. Cu puțin timp în urmă, am întâlnit o istorie interesantă și, de la morala acestei ilustrații, am alcătuit meditația din această ocazie și am pus titlul acestei meditații: Agățat de coarnele altarului. Ilustrația începe într-un mod interesant, povestind despre un prinț care pregătindu-se să-și ia tronul în primire, își căuta aleasa care îi va fi alături pentru restul vieții. Așa că a tot căutat, până într-o zi când, departe de capitala regatului, într-o localitate modestă, a întâlnit o fată deosebit de frumoasă, dar nu doar atât. Avea calități extraordinare, o fată cinstită, harnică, cu bun simț, așa că Prințul a hotărât să o aleagă ca fiind ceea ce îi va sta alături pentru restul vieții. Însă s-a gândit ce să fac. Uh, cum să o conving să fie soția mea? Doar să ajung înaintea ei, îmbrăcat impunător, într-un mod luxos, impresionată cumva de caleașca mea deosebită și de cei șase cai puternici? Sigur, va spune da nu pentru că mă iubește, ci pentru că este nevoită să facă asta. Sau poate pentru că urmărește un interes, iar interesul acela nu este cel sincer de a mă avea alături ca soț, ci poate doar pentru a beneficia de poziția mea, de banii mei și, evident, de acea clasă socială înaltă pe care ea astăzi nu o deține. Așa că prințul a luat următoarea decizie. S-a îmbrăcat în straie modeste. A locuit undeva aproape de localitatea respectivă și a început încet, încet să o cunoască pe acea fată. După un timp, cunoscându-o cu adevărat, fata s-a îndrăgostit de acel băiat și s-a îndrăgostit nu pentru că el avea poziția respectivă, ci pentru că l-a descoperit. I-a descoperit caracterul. Morala acestei ilustrații este una profundă. Și anume, mă interesează pe mine în acest context să-L aleg pe Dumnezeu? Și dacă mă interesează să-L aleg pe Dumnezeu, să fiu lângă Dumnezeu, să mă agăț de Dumnezeu, te întreb și mă întreb, care este scopul acestei alegeri? Daniel, în capitolul 3, versetul 16 și 18, prezintă o istorie extraordinară. Ascultați-o. Iată ce spune. Shadrach, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucadențar. Noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată că Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta împărate. Iar versetul 18 transmite o idee profundă, o idee la care ar trebui să medităm și chiar de nu ne va scoate să știi, împărate, că nu ne vom închina Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Interesantă abordarea pe care o au acești tineri. Ei sunt convinși că stau înaintea împăratului și sunt acolo curajoși. Uh, Într-o poziție de dreptate, de credincioșie. Știți de ce? Pentru că tineri aceștia doreau să-l slujească pe Dumnezeu, chiar dacă Dumnezeu nu le va scăpa, aș putea spune, pielea. Chiar dacă nu ne va scoate din mâna ta împărate, nu o să ne închinăm înaintea ta. Noi vrem să stăm de partea lui Dumnezeu, nu să urmărim. Doar a beneficia de anumite facilități pe care le au cei care stau lângă Dumnezeu. Eu știu că dacă am pune întrebarea cine ar vrea să fie, cine ar vrea să-și salveze viața, cu siguranță că o majoritate ar răspunde afirmativ. Ne dorim salvare, ne dorim iertare, vrem să fim de partea lui Dumnezeu. Dar cum am vrea să fie făcută această lucrare. Am auzit cândva o idee frumoasă. Doamne, iartă-ne, dar nu doar atât. Ajută-ne să ne comportăm ca niște oameni iertați. Istoria din această ocazie vreau să continuă. Să continue cu acel moment pe care Sfânta Scriptură îl prezintă în Întâi împărați la capitolul 1, și aș vrea să citesc de aici versetul 50. Este un context mai puțin abordat, o istorie mai puțin abordată a Sfintei Scripturi, însă aș vrea să privim asupra ei în această ocazie. Adonia s-a temut de Solomon, s-a sculat și el și a plecat și s-a apucat de coarnele altarului. Iată că Adonia se teme de împăratul Solomon și s-a apucat de coarnele altarului zicând să-mi jure împăratul Solomon azi că nu va omorâ pe robul său cu sabia. Solomon a zis, dacă va fi om cinstit, un păr din cap nu-i va cădea la pământ. Observați această expresie, un fir de păr nu va cădea la pământ, adică își va scăpa viața. Nimic nu se va atinge de el. Niciun fir de păr. Interesant. Și împăratul Solomon a trimis niște oameni care l-au pogărât de pe altar. El a venit și s-a închinat înaintea împăratului Solomon și Solomon i-a zis: Du-te acasă! Adonia, fratele mai mare a lui Solomon, își dorea ca el să fie împărat. Avea această dorință în sufletul lui de a ajunge în poziția de cel mai important om al Regatului Israel. Aflat însă că Solomon este numit împărat și recurge la un gest ciudat, un gest uh, rar întâlnit în Sfânta Scriptură. Se apucă de aceste coarne ale altarului. Mi-aduc aminte. De imurile unui, uh, unei vechi cântări creștine care spune: agățat de Sfânta Cruce. Oare ce simbolistică are acest gest în scriptură? De ce se agață fratele mai mare al lui uh, Solomon de, de coarnele altarului? De ce Adonia se leagă de coarnele altarului? De ce așa? Ce însemnătate are? Dacă stăm să ne uităm în numeri, în exod, în leviticul, în cărțile Vechiului Testament, descoperim câteva însemnătăți ale acestui gest. Ne vom uita în exod la capitolul 21, de pildă versetul 14. Moi se transmite următoarea idee. Dacă un om a omorât pe cineva, fără să intenționeze lucrul acesta, fără să se folosească de vicleșug, să fugă la coarnele altarului și astfel va fi salvat. Dar dacă, spune Exod capitolul 14, dacă este cineva care fuge la coarnele altarului și se apucă de ele, dar a omorât pe cineva cu bună știință, spune Sfânta Scriptură, să-l smulgi de acolo și să-l pedepsești. Ce înseamnă asta? Coarnele altarului erau acele uh, elemente, era locul în care omul putea să găsească salvare. Era omul în care uh, invoca uh, nevoia salvării și invoca judecata divină. Era locul în care el stătea dornic să-și salveze viața. Spuneam că în mai multe locuri din Sfânta Scriptură se găsește această idee a salvării. În numer la capitolul 35, versetul 10, găsim cetățile de salvare în care oamenii puteau să fugă pentru a beneficia de iertare și de salvare. Dar în această ocazie aș vrea să te întreb și vreau să mă întreb. Să căutăm împreună răspunsul la această întrebare. Oare toți cei care se agață de coarnele altarului sunt salvați și iertați? Dragostea lui Dumnezeu este atât de mare, spun unii oameni, încât dacă te apuci de coarnele altarului, ești salvat. Sau, alții ajung la următoarea concluzie, nu poți fugi de mântuirea lui Dumnezeu. Dacă te apucă Dumnezeu, n-ai cum să scapi, orice ai face. În aceeași carte, în Întâia capitolul 2, versetul 28 și 29, Găsim o altă istorie asemănătoare, care are câteva elemente comune cu prima. Ne uităm în capitolul 2 din Cartea 1: a Împăraților și uh, citim de la versetul 28. Vestea aceasta a ajuns până la Ioab, care luase partea lui Adonia. Și Ioab a fugit în cortul Domnului și s-a apucat de coarnele altarului au dat de știre împăratului Solomon că Ioab a fugit la cortul Domnului și că este la altar. E, dacă s-a apucat de coarnele altarului, atunci Solomon a zis, nu avem ce face, trebuie să-l scăpăm. Lucrurile nu stau așa. Interesant, au dat de știre împăratului Solomon. Că Ioab a fugit de la cortul Domnului și că este la altar. Și Solomon a trimis pe Benaia fiul lui Jehoiada zicându-i, du-te și lovește-l. Dar oare nu primește iertare Ioab? De ce nu primește iertare? Benaia a ajuns în cortul Domnului și a zis lui Ioab, Ieși, căci așa poruncește împăratul. Dar Ioab n-a vrut. Benaia a spus lucrul acesta împăratului zicând, așa a vorbit Ioab și așa mi-a răspuns. Și ce urmează? Este, este un gest neînțeles. Al împăratului Solomon. Împăratul Solomon a zis lui Benaia: Fă cum a zis: lovește-l și îngroapă-l acolo. Oare de ce nu primește Ioab iertare? De ce nu primește Ioab salvare? Și aș vrea să vă întreb: Oare dacă Ioab s-a agățat de coarnele altarului, nu trebuia să fie salvat? Nu urmărea el să-și salveze viața? Dragii mei ascultători, în această ocazie, aș vrea să facem o diferență clară. Sunt mulți oameni care se agață de coarnele altarului, nu ca să-și salveze viața, ci doar ca să-și scape pielea. E o diferență între cele două afirmații. De ce? Sunt mulți care se agață de coarnele altarului, luându cumva pe Dumnezeu de partea lor, crezând că în momentul în care îl vor lua pe Dumnezeu de partea lor, vor scăpa. Însă, aici, în cazul prezent al lui Ioab, Solomon spune, lovește-l! Să fii lovit când ții altarul în brațe. Cum este? Să nu fii salvat când strângi altarul cu mâinile tale. Se poate așa ceva? Eram copil. Și atunci când întâlneam vecinii, cel puțin în localitatea în care bunicii mei locuiau, era o tradiție, cumva, cam fiecare seară, la colțul străzii oamenii să iasă și să discute. Și mă așezam și eu lângă vecinii, mult mai în vârstă decât mine. Iar ei mă întrebau, tu ești pocăit, da, ce credeți voi? Și încercam să le explic care este crezul nostru, printre care și speranța, le spuneam de adventist de ziua șapte, înseamnă așteptător, îl așteaptă pe Dumnezeu să revină, să vină și să ne ducă acasă, și ei mă întrebau, și vă, te, te vor lua la cer, vă vor lua pe voi la cer, și eu răspundeam, da, ne va lua la cer Dumnezeu. E, ce urma de aici? Mă punea într-un într context tare ciudat. Ei spuneau așa, fii atent, când te vor ridica pe tine la cer, noi ne vom prinde strâns de picioarele voastre și vom ajunge și noi acolo eram contrariat de răspunsul lor și mă întrebam de ce așa chiar îmi imaginam cum îi văd pe ei prinzându-se de picioarele mele ce să fac să-i dau jos să-i zgonesc să nu ajungă și ei în cer dar oare prin ocazia în care eu le vorbeam despre Domnul Isus Hristos nu căutam același lucru să ajungă în cer și ce creștin sunt eu dacă i-aș fi izgonit și i-aș fi lovit să nu ajung în același loc cu mine? Lăsam privirea în jos și mă gândeam, ei, hey, iată, au găsit și ei o modalitate de a se salva. O modalitate și o cală mai avantajoasă. Dar aș vrea să vă spun, am descoperit că lucrurile nu stau așa. Lucrurile nu sunt chiar așa cum ne imaginăm uneori. Că ne ducem viața după bunul plac, că trăim după cum ne place, iar apoi ne agățăm de coarnele altarului, sperând că poate, 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 printre cei mulți salvați, o să fiu și eu. Spuneam că Adonia a scăpat, nu? Vă aduceți aminte de capitolul 1, din întâia carte a împăraților? Adonia s-a gățat de coarnele altarului și Solomon i-a zis, lasă-l. Ei vezi, sunt și astfel de oameni. Însă istoria lui Adonia nu se încheie aici. Știți de ce? Pentru că Adonia și-a scăpat pielea în momentul acela, dar nu și-a salvat viața. El nu s-a schimbat cu nimic. Pentru că în capitolul 2, din aceeași carte a împăraților, face ceva nepotrivit. Merge înaintea mamei lui Solomon. Merge înaintea lui Batsheba și, și are o rugăminte. Vrea ceva, vreau și eu ceva. Și Batsheba îi spune, bine, ce ai dori? Du-te înaintea lui Solomon și cere pentru mine de soție pe Abishag Tsunamita. Mama lui Solomon face lucrul acesta. Merge și cere. Însă, în momentul în care Solomon aude cerința lui Adonia, cel pe care îl scăpase, cel căruia îi scăpase pielea și i-a spus, lasă-l, lasă-l să trăiască, du-te du du acasă, du-te în pace. Știți ce spune Solomon? Dă în momentul acela poruncă să fie ucis. De ce oare? Știți de ce? Pentru că Adonia nu se schimbase cu nimic în mentalitatea lui. În cultura aceea, în cultura aceea antică, cel care prelua poziția de împărat, prelua și soțiile fostului împărat. În momentul în care David preia domnia, preia și soțiile lui Saul, în momentul în care Absalom încearcă să dea o lovitură de stat, vă aduceți aminte? El ia țitoarele tatălui său David. Iar ultima, care fusese lângă David, ultima care îl ajutase pe David, era Abishag Sunamita. Adonia este omorât de Solomon chiar dacă în trecut el strânge la piept coarnele altarului. Pentru că Adonia s-a prefăcut că este pocăit și a apelat la protecția altarului, dar sufletul său rămăsese neschimbat. Poate că ziceți nu e așa. Nu e așa. Avem în Sfânta Scriptură o istorie. Avem în Sfânta Scriptură un moment în care cineva se prinde de Dumnezeu și îi spune, nu te voi lăsa. Și Dumnezeu îl iartă. E, știți la cine mă refer aici? Da, este vorba de patriarhul Iacov. Omul acesta își are istoria scrisă în Geneza la capitolul 32. Haideți să o ascultăm împreună. Geneza la capitolul 32, versetul 24. Iacov, însă, a rămas singur. Atunci, un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura cap coapsei lui Iacov, pe când se lupta cu el. Dar Iacov a răspuns: Fiți foarte atenți! Iacov a răspuns: Nu te voi lăsa să pleci! Până nu mă vei bine cuvânta, s-a prins de Dumnezeu. Iacov pare că este în aceeași situație ca Ioab, ca Adonia și ca mulți alții. Se prinde de coarnele altarului, de momentul salvării, de locul acela în care poate să primească salvare. Disperat și în agonie, prinzându-l pe Îngerul Divin cu toată puterea lui, Iacov spune... Vreau salvare. Vreau iertare. Poate zice, ce să facă Dumnezeu? Iacov l-a prins așa de strâns și i-a spus că nu-l va lăsa încât Dumnezeu n-a avut ce face. Dumnezeu a fost pus în ipostaza să nu aibă altă variantă pentru Iacov decât să-l ierte. Ce să-i faci? Era prea strâns. Dragii mei ascultători, am găsit un pasaj din scrierile inspirate. Un pasaj care se găsește în Patriar și Profeți, la pagina 197. Pasajul acesta este atât de profund. Aș vrea să, să privim asupra lui cu mare atenție. Ascultați ce spune este vorba exact despre această istorie a prinderii lui Iacov cu putere de Dumnezeu. Dacă Iacov nu s-ar fi pocăit mai înainte de păcatul său, de a obține prin înșelăciune dreptul de întâi născut, Dumnezeu nu i-ar fi ascultat rugăciunea. Cum? Dacă Iacov căuta doar să-și salveze pielea, fără să țină cont de salvarea vieții, fără să facă o schimbare în viața lui, fără să fie sincer înaintea lui Dumnezeu. Biblia spune clar, Iacov s-a prins cu putere de Dumnezeu, dar s-a prins pentru că inima lui era schimbată. Prioritățile lui erau altele. Dacă ar fi fost pus în aceeași situație, prin care trecuse în urmă cu 20 de ani, Iacov ar fi ales altceva. Și pasajul continuă, în mila sa, Dumnezeu nu i-ar fi păstrat viața dacă Iacov nu era un om pocăit. Tot astfel, în timpul strâmtorării, dacă cei din poporul lui Dumnezeu vor avea păcate nemărturisite, care să le vină în minte în timp ce sunt torturați de teamă și de chin, ei vor fi atunci înfrânți, disperarea va zdrobi credința lor și nu vor avea încredere să stea de partea lui Dumnezeu. Și vreau să vă întreb, îți place să fii salvat? Și mie îmi place să fiu salvat. Și uneori aș vrea să mă agăț de coarnele altarului, dar întreabă-te, de ce vreau să mă agăț? Doar ca să-mi scap pielea? Fără să țin cont de anumite elemente din viața mea? Pasajul acesta Continuă cu un gând deosebit. Satana îi face pe mulți să creadă că Dumnezeu va trece cu vederea necredincioșia lor în problemele mărunte ale vieții. Dar, în felul în care s-a comportat Iacov, Dumnezeu ne arată că nici de cum El nu poate îngădui sau tolera păcatul. Toți aceia care vor căuta. Să scuze sau să ascundă păcatele lor și să îngăduie astfel ca ele să rămână în cărțile din ceruri nemărturisite și neiertate, vor fi înfrânți de satana. Știți ce face diavolul astăzi? Încearcă pe mulți să ne păcălească și spune: Dacă te agăți de coarnele altarului, nu-i nevoie să te schimbi. Dumnezeu te salvează oricum. Sunt probleme mărunte ale vieții. Un gând, o vorbă, un gest, o privire sunt prea mărunte. Agață-te de coarnele altarului. Și de câte ori, ca să ne salvăm pielea, Aș vrea să vă spun de câte ori, ca să ne salvăm pielea, să ieșim bine, să, să nu cumva să suferim noi, să nu cumva să pierdem financiar, să nu cumva să, eu știu, să cădem din poziția noastră, pozăm bine și ne salvăm pielea și luăm pe Dumnezeu în brațe, fără să schimbăm nimic în viața noastră. Oare. Oare vom fi salvați? Ah dacă stai agățat de coarnele altarului. Lucrurile mici, nici cum nu vor conta, spune diavolul. Harul este mare și vei fi salvat. Tu agață-te și de restul se ocupă Dumnezeu. Aș vrea să vă spun, dragii mei ascultători, Dumnezeu este interesat de o schimbare autentică a vieții. Nu doar de îmbrățișări ale altarelor. Dumnezeu este interesat de oameni hotărâți, cu principii corecte, oameni sinceri. Dumnezeu este interesat de oameni care nu-și scapă pielea, dar vor să-și scape viața. Și chiar dacă nu ne va salva, am început. Noi, meditația din această ocazie, tot nu ne vom închina înaintea ta. Spuneau cei trei tineri, nu ne interesează să ne scăpăm pielea. Nu ne interesează să nu ne atingă focul. Nu asta ne interesează. Nu vrem să beneficiem de lucruri extraordinare. Noi vrem să facem un lucru pentru că îl iubim pe Isus Hristos. Vrem să stăm lângă El și de dragul Lui, din dragoste pentru El, Rămânem la principiile lui, spune foarte frumos Mântuitorul: Rămâneți în dragostea mea. Cei trei tineri aleg, indiferent de suferințele lor, de imaginea lor, de poziția lor care fusese decăzută, aleg totuși să stea de partea lui Dumnezeu. Puteau alege altceva. Puteau să spună: Doamne, salvează-ne tu acum, dar noi în foc nu intrăm. Ei însă au rămas principiali. Viața lor fusese schimbată punct cu punct în cele mai mici detalii. Și chiar dacă nu ne salvează, nu ne vom închina ție împărate. Nu ne pasă să ne salvăm pielea. Ne interesează să ne salvăm viața. Nu ne pasă dacă nu ne vom salva astăzi pe noi aici. Ne interesează să avem o poziție sinceră înaintea lui Dumnezeu, acea poziție care ne va ajuta nu să ne scăpăm pielea pentru câțiva ani pe acest pământ, ci să ne salvăm viața pentru veșnicie. În urmă cu aproximativ 17 ani, la o întâlnire de tineret se ținea undeva în Biserica Mare din localitatea Craiova. Mi-aduc aminte de o ilustrație pe care cel ce transmitea mesajul atunci, un african, a făcut-o cunoscută urechilor noastre. Spune că în momentul în care cei trei tineri au intrat în cuptorul aprins, Dumnezeu a privit către ei, era interesat. Dar întotdeauna Dumnezeu e interesat să ne salveze viața. Chiar dacă uneori ne trece prin încercări, chiar dacă uneori trecem prin greutăți, chiar dacă uneori intrăm în cuptorul aprins, e interesat să ne salveze viața, dar nu viața asta trecătoare, ci viața veșnică. În momentul acela, Dumnezeu a privit din ceruri. A privit din ceruri către cei trei tineri, oameni devotați, schimbați și în acel moment a strigat către un înger și l-a spus, l-a întrebat, în cât timp ajungi acolo ca să-i salvezi pe acești tineri schimbați, devotați, transformați ai mei? Și îngerul îl spune, Doamne, ajung acolo într-un minut. Și Dumnezeu spune, prea mult. Strigă un heruvim și îl întreabă, în cât timp ai ajunge acolo să-i salvezi? Și heruvimul spune, Doamne, în 30 de secunde sunt acolo. Cheamă un, 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 serafim și îi spune, Tu, în cât timp ai ajunge acolo? Și serafimul spune, Doamne, ajung acolo în două secunde și... Dumnezeu spune prea mult și îl strigă pe Gabriel care era mai marele îngerilor, Gabriel, în cât timp ai ajunge acolo să-i salvezi pe cei trei tineri? Și Gabriel spune, Doamne, o secundă și Dumnezeu spune, prea mult, mai strigă un nume, strigă Emanuel, care înseamnă Dumnezeu cu noi, Emanuel, în cât timp ai ajunge tu acolo ca să-i salvezi pe acești trei tineri schimbați? Și Emanuel răspunde, Tată, eu sunt acolo. Sunt cu ei, sunt deja acolo și, tată, nu doar că le salvez viața, îi salvez cu totul. Știți ce spune istoria din Daniel? Aduceți-vă aminte că a apărut o, o expresie la începutul meditației noastre: Niciun fir de păr nu le-a fost atins. Dacă Vrei să fii sincer înaintea lui Dumnezeu? Nu doar îmbrățișa coarnele altarului, fără să faci schimbări în viața ta. Nu-i nevoie să te agăți de coarnele altarului ca să fii salvat, ci cu inima deschisă, sinceri, umili și pocăiți. Să ne ridicăm privirea către ceruri din locul în care stăm, și bunul Dumnezeu va zice: Sunt aici cu voi, gata să vă salvez pentru veșnicie. Amin. <fio>